În anul 2014, sectorul agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat mai multe activități în cadrul cooperativei agricole Via Domnului din județul Prahova și la gospodăria anexă de lângă București a centrului eparhial. Deși nu a fost cel mai bun an din punct de vedere climatic, recolta a fost satisfăcătoare. În anul 2014, cu toate că a fost un an nefavorabil din punct de vedere al precipitațiilor pentru vița de vie, cât și pentru pomii fructiferi, mulțumim lui Dumnezeu că a fost un an totuși bun. Ca și împlinire, avem faptul că s-a încheiat programul, procesul de reconversie a suprafeței de 40,4 hectare de vițe de vie cu soiuri nobile, 3 soiuri roșii, fetească neagră Merlot și Cabernet Sauvignon, iar soiuri albe, fetească regală, Sauvignon Blanc și Muscat Otonel. La gospodăria anexa centrului eparhial a fost completată suprafața agricolă de acolo cu pomi fructiferi, cireș și cais, cu o suprafață de jumătate de hectar, în care s-a folosit un sistem intensiv și, drept urmare, prinderea a fost foarte bună și sperăm în 3 ani să avem și roadă. Ca recompensă pentru eforturile depuse în anii precedenți în vederea obținerii unui vin de calitate, Cooperativa Agricolă Via Domnului a obținut medalia de aur pentru soiul Cabernet Sauvignon la concursul internațional de vinuri București 2014. Programele de reconversie implementate erau necesare întrucât vița de vie era îmbătrânită. Ca urmare a extinderii suprafețelor de vițe de vie, în anul 2015 ne dorim să achiziționăm și utilaje performante pentru a putea lucra în bune condiții vița de vie. Ne dorim continuarea cultivării a legumelor în spațiu protejat cât și în câmp deschis la gospodăria anexă a centrului eparhial în mod tradițional, cum am făcut și până acum. Ne dorim și lucrăm la o identificare a suprafețelor pomicole din zona Prahovei în special pentru a face programe de replantare acolo unde avem plantații îmbătrânite și acolo unde nu sunt, să înființăm livezi cu pomi fructiferi prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Veniturile obținute de Arhiepiscopia Bucureștilor din toate aceste activități economice sunt folosite pentru a susține activitățile culturale, misionare, educaționale și sociale.